Atunci când ați candidat la președinția NATO, una dintre temele foarte importante pe care ați avut-o de altfel și în programa pentru o candidatură a fost legată de insolvența pentru agențiile de turism. Săptămâna trecută am văzut cazul Terra Turism. Clienții au fost sfătuiți atunci să se adreseze firmei de asigurare. Cum credeți că putem să prevenim aceste situații și ce face ANAT pentru, eu știu, a duce la astfel de neplăceri pentru turiști până la urmă? ANAT-ul este extrem de preocupat de a rezolva astfel de situații care ne strică complet imaginea pe care noi încercăm să o construim în timp și cu multe eforturi. Categorică nu se vor putea elimina, indiferent ce măsuri am luat, astfel de cazuri. Important este că aceste situații să nu se mai întâmple voluntar sau intenționat, fiindcă în multe situații, analizând cazurile, am descoperit că acestea au fost premeditate. Noi vrem să facem cu ocazia, nu legată de Terra Turism, dar cu ocazia garantării pachetelor de servicii turistice prin ordonanța care va transpune directiva europeană, vrem să facem mediul de business de o așa manieră încât să nu mai permită astfel de situații pe viitor. Dar, vă spun, niciodată nu se vor elimina complet. Însă datoria noastră este să nu mai acceptăm compromisuri, să nu mai acceptăm firme care știm că folosesc unele procede care îi duc pe ei în faliment, fiindcă de multe ori vedeți și dumneavoastră oferte imbatabile de 1 euro pe sejur, de 50% reducere, de nu știu ce alte oferte care nu pot să fie credibile și ar trebui și turiștii să fie mult mai atenți la astfel de oferte, fiindcă astea sunt înșelătoare și le creează ulterior probleme pe care nu întotdeauna noi ca asociație le putem rezolva, fiindcă preia statul prin politica de insolvență și le tratează de o altă manieră. Însă noi ne dorim foarte mult, mai mult decât turiștii ne dorim și noi, să arătăm credibil și corecți în fața pasagerilor. În momentul de față, înființarea UNR-urilor este un subiect fierbinte. Ministerul Turismului a mers pe o soluție care nu este agreată neapărat de toate părțile, toate asociațiile de management a destinației care sunt unde de față în România. Cum vedeți dumneavoastră această soluție și în ce măsură sfătuiți membrii ANAT să se implice în susținerea UNR-urilor în forma actuală propusă de către minister? Da, este o problemă care a creat și creează în continuare multe discuții. OMD-urile, începând din viitor foarte apropiat, vor funcționa în baza unei noi legi care modifică ordonanța de urgență anterioară. Categoric, formula agreată și acceptată în momentul de față, votată de plenul Camerei Deputaților, care era camera decizională, nu satisface toate dorințele fiecărei părți a industriei. Categorică nu este cea mai bună definiție a OMD-urilor și nu creează cele mai bune șanse pentru înființarea și funcționarea și în mod special pentru distribuirea fondurilor de promovare în vederea promovării destinației respective. Dar, având în vedere faptul că în momentul de față nu aveam nici la dispoziție ceva, un instrument sau un mecanism perfect funcțional, fiindcă noi avem doar din străinătate, din Europa, modele de OMD-uri care funcționează, trebuie să fim conștienți că în România probabil un OMD care este făcut în Franța sau în Austria nu va funcționa, fiindcă noi avem alte probleme de legislative care împiedică această organizare de aceeași manieră. De exemplu, vă dau o singură situație. Taxele de promovare care se încasează acum de către hoteluri, de la turiști, nu pot fi distribuite mai departe, trebuie păstrate neapărat în cadrul OMD-ului respectiv, adică la nivel local, acolo unde se încasează. Ceea ce nu este în viziunea tuturor acceptabil, fiindcă se dorește ca din taxa care se încasează
într-un OMD, să fie distribuit și mai departe la OMD-ul central. Deci v-am dat numai un exemplu, dar sunt multe alte aspecte care determină pe unii să spună că nu e cea mai bună soluție. Punctul meu de vedere este următorul. Mergem și ne dăm seama, realizăm ce se întâmplă după actuala formă de care a fost votată, o aplicăm și vedem care sunt imperfecțiunile, care sunt lucrurile care ne vor împiedica să dezvoltăm un OMD funcțional și venim ulterior cu o lege specială și cu modificarea codului fiscal în așa de așa manieră încât să avem OMD-urile perfect funcționale. Apropo de Ministerul Turismului, zilele acestea când vorbim, ministrul Bogdan Trifon împlinește 5 luni de la numire. Cum vedeți această perioadă a ministrului, cum ați lucrat eventual cu ministerul, dacă s-a întâmplat sau nu acest lucru? În primul rând îi dorim mulți ani la conducerea ministerului, fiindcă avem nevoie de ce spuneam mai devreme, de predictibilitate, de oameni continuitate. Continuitate de oameni care să cunoască și să înțeleagă foarte bine problemele. Dacă cineva crede că o persoană, indiferent de unde, din ce mediu vine și trebuie să conducă turismul, trebuie să fie familiarizată cu absolut toate problemele care se întâmplă, ne înșelăm cu toții. Însă, domnul ministru Trif, eu cred că este unul din, n-am colaborat cu prea mulți, dar cred că este o persoană care este dornică de comunicare, care este dornică să transpună și să asculte părerile mediului privat. Că nu reușim să ne coordonăm noi, nici mediul privat, să avem o voce comună, unică și să vorbim aceeași limbă întotdeauna, este problema noastră, dar pe care noi acum încercăm să o remediem și să putem să discutăm problemele reale ale turismului, nu probleme de interes mărunt pentru fiecare din parte, problemele reale care să ridice industria la un alt nivel de dezvoltare, să putem să punem pe masa domnului ministru Trif o agendă cu 20 de puncte din toată industria și dânsul mai departe la decidenții politici ca să putem să vorbim despre o industrie a turismului în sensul adevărat, să putem profita de ea. În momentul în care ați candidat, o altă problemă la care, despre care ați declarat în momentul respectiv că vreți să o duceți la bun sfârșit în acest mandat, a fost aceea aplicării TVA-ului de 9% pentru agențiile de turism. Unde ne situăm acum cu această problemă? Îmi pare rău să spun că este o dorință și este greu de crezut că vom reuși să o realizăm foarte repede, fiindcă nu putem să o realizăm în România, este de domeniul Uniunii Europene care trebuie să accepte așa ceva, dar nu trebuie să înțeleagă cineva că am renunțat sub nicio formă, fiindcă în momentul de față acest 9% la care noi tindem să ajungem este aplicabil pentru hoteluri, dar nu e aplicabil pentru noi. Deci, într-un fel, este o discriminare. Dar facem demersurile în continuare la nivelul Uniunii Europene pentru a rezolva această problemă, nu numai pentru agențiile din România, dar la nivel european. În trecut ați fost director general Tarom, așa că vreau să vă adresez o întrebare și în această perspectivă. Tarom și-a regândit strategia și chiar vorbeați în campania, dacă îi pot spune, electorală de alegere a președintelui Ianat despre această idee de a merge mai mult pe chartere și așa mai departe. Am văzut că și-au schimbat strategia în 2018, am văzut pentru prima dată curse de pe aeroportul Cogălnicianu din Constanța, ceea ce nu s-a întâmplat de foarte mult timp. Cu toate acestea, anumite curse, cele către Chișinău, de pe Constanța și alte aeroporturi au fost amânate sau chiar anulate. Cum credeți că extinderea aceasta a companiei Tarom este una bine gândită? Ce ar mai fi de făcut din acest punct de vedere? Ce i-ați sfătui pe cei de acolo? Chiar și din această perspectivă de fost director general și actual președinte ANAT. Da, Tarom este o problemă așa care întotdeauna mă pasionează și despre care îmi place să vorbesc, mai ales că nu vorbesc din afară, am fost înăuntru și pot să am o părere mai realistă despre ce se întâmplă. Este foarte bine că Tarom se gândește să aducă în dotare avioane noi. Este foarte bine că se gândește să atace alte destinații.
Este foarte bine că își propune să ajungă să fie un competitor important în piață, fiindcă în momentul de față este într-o poziție destul de jenantă față de numărul de pasageri pe care îl realizează. Dar Taromu, înainte de a face toate lucrurile astea, trebuie să se restructureze, fiindcă modelul de business al Taromului, care de 10 ani pierde în continuu, a rămas același. Nu s-au schimbat prea multe lucruri, atâta timp cât folosești același model de business, când strategiile pentru celelalte companii aeriene se schimbă nu din an în an, se schimbă din zi în zi. Este o industrie extrem de competitivă, unde intri în relații sau în competiție cu mari jucători, cu tradiție, cu potențial, cu pasageri, cu absolut tot ce le trebuie. Tu rămâi pe loc așa puțin încremenit în perioada vechi. Eu le doresc din tot sufletul să reușească să-și adapteze modelul de business la realitățile din prezent. Le îi îndemn să facă restructurarea companiei, fiindcă numai așa pot să meargă înainte, să intre în competiție cu ceilalți. Și din punct de vedere al sprijinului ANAT, voi face tot ceea ce depinde de noi ca să-i sprijinim pentru a dezvolta mai multe zboruri charter și să le asigurăm încărcătură maximă. Deci îmi doresc o colaborare excelentă cu ei și pot oricând să vin și să îmi dau și eu cu părerea dacă vor să țină cont de ea. Noi, echipa Go Next, am participat în urmă cu ceva timp la un infotrip organizat la Cluj de către ANAT și conducerea Consiliului Județean de acolo. Astfel de evenimente deschid un județ publicului larg, chiar și o regiune, pentru că am mers și în alte localități. Aveți în vedere și alte zone ale României și aș vrea să vă întreb mai degrabă, așteptați de la autoritățile locale o astfel de deschidere și atunci îi sprijiniți sau mergeți, eu știu, să-i activați într-un fel sau altul ca și ANAT? Noi încercăm cu județele care au potențial în acest sens să poată să promoveze anumite, adică destinația respectivă și să aibă ce promova categoric. Încercăm cu toți să avem un dialog și o comunicare pentru a-i convinge că numai printr-o promovare și infotripuri organizate pentru ziariști care pot să transmită mai departe, să comunice, pot să-și ridice puțin standardul și să atragă turiști. Categoric că nu toată lumea înțelege, că nu toți sunt preocupați în aceeași măsură, dar datoria noastră a ANAT-ului este să împingem aceste lucruri mai departe și vom fi oricând deschiși. Dacă cei pe care îi rugăm noi nu acceptă, suntem deschiși la orice propunere din cealaltă parte. Deci vrem să înțelegeți că ANAT-ul este deschis la orice colaborare care ar putea să determine o mișcare pozitivă în turismul românesc.